Auziți? Da. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt onorat să primesc acest premiu pentru prima dată într-o companie atât de selectă, alături de cele mai importante companii din România. Acest premiu este, aș spune, în primul rând, meritul echipei cu care eu lucrez în fiecare zi pentru fondul proprietatea. Și aici pot să recunosc că am norocul să lucrez cu niște profesioniști care sunt și dedicați meseriei pe care o fac. Sincer, asta îmi face mie viața mult, mult mai ușoară. Dar atunci când vorbim de echipă, e important să-i menționăm și pe Johan, și pe Marius, și pe Ioana, și pe toți ceilalți 30 de colegi din București, care ne ajută zi de zi pentru a pregăti aceste raportări într-o manieră relevantă și clară. Aș zice că acesta este cel mai important lucru pentru Finance, să ai o echipă pe care te poți baza. Pentru că lucrurile au evoluat foarte mult pe această zonă, începând cu, ne amintim toți de Luca Pacioli, am învățat în școală, când lucrurile erau foarte simple, debit egal credit. Acum vorbim de lucruri foarte complicate, iar complexitatea aceasta continuă. Ne uităm acum la SF, ne uităm la SAFT, ne uităm la SG, ne uităm la o mulțime de reglementări care doar vor complica aceste raportări, atât cele financiare, cât și cele nefinanciare. Și aici cel mai important rol al oamenilor din finance este să fie calmi, să filtreze această avalanșă de informații și să o traducă utilizatorilor. Pentru că dacă vorbim de fondul proprietatea, noi avem acționari retail, unii dintre ei având vârsta părinților mei, dar sunt de asemenea și acționari instituționali foarte sofisticați. Și noi trebuie să adresăm nevoile tuturor. Și aș vrea să îi încurajez pe cei din finance. Știu că este foarte mult de muncă și atunci când noi ne facem treaba la perfecție, practic este business as usual și de multe ori putem trece neobservați, dar munca noastră o consider foarte importantă pentru investitori și piața de capital. Și bineînțeles, la mulți ani, Ariel!